ne arată doar că face ceea ce vrea el. Dar lucrul acesta se întâmplă numai atunci când nu suntem înfrânți cu inima. Dar dacă suntem înfrânți, fără să avem eu, ego, nu are ce să scadă la noi, deci nimic rău nu se poate întâmpla. Este o siguranță asta. Dar dacă se întâmplă, înseamnă că nu am fost destul de restrânși. Dar dacă îndreptățirea de sine este mare, orgoliu mare, atunci ne va pune să facem exact ceea ce nu ne-ar place să facem, ca să ne arate că El este stăpânul. Și că atunci când avem un ego mare, avem un văl pe ochi și vom greși întotdeauna. Când avem idoli, absolutisme și fixisme, vom greși. Dar dacă nu avem idoli, nu putem greși, pentru că cu noi este Dumnezeu. Fără idol înseamnă înfrânți cu inima, înseamnă un spațiu gol în care El vine și prezența Lui este cea mai mare ocrotie posibilă. Atunci nu avem văl pe față. Dar oamenii care au idol și sunt idolatrii, pun virtuții, darul, principii și reguli pe primul plan, au văl și vor greși neapărat și nu-și vor da seama. Nu le dă voie să înțeleagă, să se apere și nu se vor apăra și li se va părea normal tot ceea ce li se întâmplă și vor cădea foarte ușor. Deci oamenii care au idoli au disponibilitate să cadă, pentru că cu ei nu este Dumnezeu. Și diavolul îi poate provoca ușor și ei nu-și vor da seama ce li se întâmplă. Nu li se va părea ceva rău, nu vor fi deranjați, nu le va păsa, nu se vor simți vinovați, li se va părea firesc ceea ce li se întâmplă. Când Dumnezeu este cu noi și noi înfrânți cu inima, atunci El este cu noi, avem siguranță că nimic rău nu ni se poate întâmpla. Nu este o credință, o presupunere, este o siguranță. Când unești opusele, mintea cade și gândurile dispar și nu mai poți să înaintezi. Atunci L-ai atins pe Dumnezeu. Acesta este lipsa de gânduri, o stare fără voie proprie. Lipsa de gânduri este El. Este sănătate, este bucurie, dar nu mai ai o direcție anume. Nu vrei nimic, doar ești. Gândurile au scopuri, dar când unești contrariile, opusele, de fapt nu faci altceva decât să te golești de eu. Fără eu există numai Dumnezeu. Gol de tine însuți ești cel mai tare, este divinul cu tine. Și atunci noi ne pierdem identitatea de sine. Că oamenii zic că ego-ul este rău, dar este cale spre iubire. Într-adevăr, te duce la pierdere și la suferință, dar aceștia sunt pașii, deci nu e rău, te duce la înțelepciune. Toată spiritualitatea lumii acuză ego-ul și vor să-l omoare, dar el este cale spre divin. Este necesar, nu este de înlăturat, nu se poate evolua fără el. Și ce fac ei, toți? Negând ego-ul, împart în bine și rău și se polarizează și atunci cheamă inversul. Ei zic că sunt luminați, dar sunt doar polarizați. Atâta timp cât îl împart pe Dumnezeu în bun și rău, ei sunt doar polarizați, poziționați pe o parte. Toată învățătura lumii este polarizată. Scripturi, New Age, religie, tot este polarizat pe o parte. Și din cauza aceasta produc o viață nefericită și suferă. Pentru că pun pe primul plan idealuri, virtuți, principii filozofice sau religioase sau reguli care nu pot fi atinse niciodată și atunci creează inversul lor. Cu cât se țin mai strânși de acești idoli, cu atât inversul îi lovește mai puternic. Toată lumea este absolutistă, adică posedată. Asta înseamnă absolutism. Când pui ceva mai sus decât altceva, înseamnă posesie, ești posedat. Și nu au înțeles că Dumnezeu este doar îngăduitor. Sunt ei îngăduitori cu cel care nu este de acord cu părerile lor? Nu, niciodată. Și nu au înțeles că Dumnezeu este doar înțelegător, nepărtinitor și dă voie tuturor formelor de existență să fie. Dacă nu vrei ca lucrurile să fie cum vrei tu, atunci începe suferința, acela este un idol. Nu se înțelege că peste tot este numai voia lui și ce se întâmplă este bine de fiecare dată cum se întâmplă și nu te poți revolta și nu putem să-l contrazicem pe el. Dar asta facem mereu. Luptăm numai cu Dumnezeu pentru că nu ne convine. Când suntem polarizați, chemăm suferința, o atragem. Și să nu mai zicem că ceva este rău. Este Dumnezeu cu rol negativ. Să nu spunem că Dumnezeu ar trebui să fie într-un anumit mod, că nu există așa ceva. El nu e nevoie să fie în niciun fel. În momentul în care ai unit contrariile, nu mai vezi niciun rău niciunde și au dispărut toate gândurile și toată suferința. Lucrurile nu trebuie să fie în niciun fel. Cum se întâmplă este cel mai bine. Acesta este ultimul nivel, cum se întâmplă. Nu e nevoie să mergi la preot, la psiholog, la nimeni, să-ți arate sau să-ți dea ceva mai bine, că nu există. Mai bine decât suferința care deja ți se dă, decât pierderea și trauma și drama care deja ți se dă, nu există. Acela este Dumnezeu. Ceea ce zici tu că este rău este chiar El. Întotdeauna ce se întâmplă este perfect, pentru că El nu poate să facă lucrurile greșite. Întotdeauna este cum vrea El. Toată lumea împarte în negativ și pozitiv. Și nu cred că se poate înțelege. Au fost obișnuiți să lupte, să se apere, să împartă, să-și facă dușmani, să arunce vina în afară, să vadă vinovați peste tot. Oamenii nu trăiesc relaxat, nu se bucură de viață, mereu luptă și caută să atingă cine știe ce perfecțiuni, când de fapt viața așa cum este, este totul, nu era nimic de atins. Răul care îți vine din față este de la divin. Nu este de scos răul, e de scăzut idolii, că fără idol nu-ți mai vine niciun rău. Când nu mai ai absolutisme, nu mai vine nimic ca să le distrugă, că nu au ce să distrugă. Când ceva ne deranjează și nu ne convine, să înțelegem că este bine ceea ce ni se întâmplă, că vine de la El și El știe ce avem nevoie. Este chiar vindecare. Noi respingem întotdeauna vindecarea care vine de la Dumnezeu pentru că nu ne convine, dar respingem cu un eu. Când respingem ceea ce vine din față, noi respingem distrugerea ego-ului nostru, care e de fapt salvarea sufletului, o nebunie, pe dos. Când ar trebui să ne bucurăm că ego-ul nostru are traume, că diavolul suferă, drame personale, pierderi, nenorociri, necazuri, suferințe de toate felurile, nefericire. În loc să fim fericiți cu sufletul, noi îl luăm pe ego și mergem cu el la preoz, la psiholog, să-l vindece pe cine. Și ăștia ce fac? Îți dau alți idoli mai tari, mai puternici și te înrobesc și mai mult. Și nu rezolvă nimic, amplifică durerea. Trebuia să spună că ceea ce s-a întâmplat este foarte bine. Și atunci nu te mai duci la preot și la psiholog și nu le mai dai bani. Ei întotdeauna îți vor arăta ceva mai bine de făcut, ceva mai mult de făcut. Când nu este nimic de făcut, ceea ce ai primit este totul, este chiar divinul. Nu e nimic de schimbat în ceea ce ți s-a întâmplat deja. Toate afirmațiile oamenilor sunt împărțite. Să vedem în răul care ni se întâmplă un mare bine. Să înțelegem că Dumnezeu se manifestă și prin rău pentru că am absolutizat idoli. Fără idolii aceea, nu era nevoie să vină sub formă de rău. Dacă nu absolutizai un bine, nu exista rău. Când nu mai vedem nimic rău, atunci ne unim cu El. Când totul ni se pare bine și perfect, suntem una cu El. Vedem ceea ce El vede. El nu împarte, nu e părtinitor. Nu ține cu nicio parte, cu nicio echipă. Deci noi cădem din momentul gândirii sau afirmării că ceva este mai bun decât altceva. În clipa respectivă ai căzut, pentru că acolo împărțim. Să observăm cum facem. Când spunem că ceva este mai bun sau ceva nu este bun, noi am făcut acolo un absolut care trebuie să fie dus în neutralitate și distrus. Dacă nu mai zicem niciodată că ceva e mai bine decât altceva, atunci nu este nevoie și nu generăm niciun negativ împotriva noastră. Și ne păstrăm în neutralitate, să rămânem acolo. Dacă Dumnezeu pătrunde totul, pe cine ne supărăm noi și pe cine aruncăm vina? Am văzut o înregistrare cu părintele și zicea, nu mai țin minte, că a fost în Israel și că evreii cu codițe, tradiționaliști, ortodoși, când trecea o femeie prin fața lor, toți erau cu capul jos, dar musulmanii s-au luat de ea. Diferență mare între cele două culturi. Evreii nu au vrut să o provoace. Musulmanii au provocat-o. Deci ține de credință. Bărbații, în general, din ziua de astăzi, nu interesează de Dumnezeu, sunt atrași de exterior. Nu studiază, dar nu au nicio tradiție care să-i pună să studieze. Partea legăturii cu Dumnezeu este luată de ritual și ei nu înțeleg nimic, pentru că nu au explicații. Noi privim prin explicații ca prin niște ochelari. Dar pentru lumea de astăzi, ritualul pare destul, ca să fie în rând cu ceilalți. Asta îi interesează pe ei. Nu îi interesează adevărul pe nimeni. Ritualul este o modalitate de fugă de Dumnezeu, de responsabilitate. Pe ei interesează să fie în acord cu ceilalți, să facă ceea ce ceilalți fac. Cum îi privesc ceilalți, asta îi interesează pe ei. Dar nu suntem diferiți. Sufletul este același în bărbați și femeie. Corpul este diferit, dar divinul este în amândoi, au același suflet. Dar fac lucruri diferite, dar este același soare de iubire în fiecare. Iar sufletul se comportă la fel și în unul și în altul. La bărbați este dominantă în ziua de astăzi sexualitatea și asta blochează cunoașterea și nu evoluează, se pierd. Și dorința asta sexuală îi oprește să evolueze. Ei mereu vor și nu obosesc niciodată. Eu mă bazez întotdeauna pe ce văd în sensibil și nu pe ce mi se spune. Ce mi se arată nu e minciună niciodată. Oficial sunt numai minciuni. Dacă s-ar spune adevărul, ar fi dezastru. Toată optica noastră va fi distrusă. Nimic nu a existat din ceea ce credem noi că a existat. Iar poruncile sunt polarizate. Nu putea Dumnezeu să ne dea porunci polarizate, să ne omoare. Nu putea fi dată. Acum cred că este timpul să fie cunoscută. Când au scris Vechiul Testament s-au oprit. La un moment dat au spus că omenirea nici nu este pregătită, dar nici nu este nevoie să cunoască lucrurile acestea, care noi le spunem în Scoala Iubirii. Pentru că ei își vor pierde autoritatea. Cu încet o să pătrundem în profunzime. Când idolatrizăm materia și o punem mai sus, el distruge materia cu putere. Când ne ascultă emisiunile, cei dogmatici și nuici se înfurie, pentru că își dau seama că tot ceea ce spun ei este diabolizare. De aceea o resping, dar când o resping, cad. Înseamnă că sunt posedați. Idolii sunt demoni. Când cineva vorbește în termeni radicali, a devenit diavol pe loc. Aveam un prieten care reacționa foarte dur dacă îi lezai părerile, adică nu era capabil să accepte și alte păreri. Și el s-a transformat brusc în fața mea în diavol. Și a schimbat fața, fizionomia, a devenit groasnic de urât, respingător, rău și mirosea a carbid, a pucioasă, a ceva urât, mirositor, a stricat, a descompus, a gunoi fermentat. Omul din față, radical, religios sau New Age, este diabolizat. Sufletul nu reacționează niciodată, nu se luptă și acceptă toate părerile. Când vorbesc cu acel om, sunt atent să nu-l provoc cu religia, că imediat sare și se modifică în fața mea. Și mie mi se face acum rău la stomac. Cel care se revoltă și reacționează nu este adevărat ce spune. Și îl simt imediat. Cum ripostează, cum mă retrag. Un fel de instinct de conservare. Starea divină este o stare care s-ar putea traduce prin să nu vrei să deranjezi pe nimeni. Este așa de simplu. Să-i lași pe oameni în pace, să nu-i deranjezi. O idee, când lenevești, îți crește pofta de mâncare. Cum te ridici și începi să faci treabă, să muncești, dispare. Cu adevărat, lenea chiar intensifică adicțiile și starea de bine, starea de comoditate. Ea ne pune văl pe față și nu-ți mai dă voie apoi și nu-ți mai dă putere să te poți înfrâna. Nu mai poți. Dar dacă suntem înfrânți, nu putem greși. Este o taină aici. Când ne restrângem, este el cu noi. Să fie cu noi, asta trebuie căutat. Este tot efortul care trebuie făcut. Să ne înfrângem pe noi ca să fie el cu noi. Noi nu suntem mereu cum trebuie, adică să ne înfrângem binele. Dar lucrul ăsta se învață cu timpul. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să începem să ne restrângem în toate. Și să nu stăm prea mult în starea de bine, pentru că ne pune văl, sau de comod, sau de sătul, de ușor. Mereu trebuie să reții, să restrângi acest bine, să-l împuținezi, ca să poți să-l vezi pe Dumnezeu peste tot, ca să-i faci locul unde să vină el. Deci, fără lepădare de sine, abandonare de sine, noi nu-i facem loc și el nu este cu noi. Iar dacă el nu este cu noi, nu putem fi fericiți în viață. Și nu reușim nimic. Trebuie un sacrificiu. Sacrificiu binelui propriu. La fel ca la meșterul manuale. Să sacrifici ce este mai important pentru tine. Te restrângi și se ridică volum. să fugim de acest prea mult bine. Zicea Florentina că a mâncat două înghețate și s-a certat cu toți. Atunci înaintează ego-ul și se întărește la prea mult bine, la starea de bine, la starea de comod, de ușor, de plăcut, de bine. Ne înfrângem binele și atunci înaintează el, imediat, pentru că natura lui este să ocupe golurile. Și el vine pe loc și începe să dorească pentru noi ce este mai bine pentru sine. Deci el, creatorul universului, ne dă tot ceea ce vrem, numai să-i dăm voie, să-i facem loc să vină. Nu ușorul și comodul și mai plăcutul este de căutat, ci mai puțin binele este Dumnezeu. Și nimeni nu știe asta. Toți vor mai bine. Și atunci nu are loc unde să vină Dumnezeu. Când începi ziua cu lene, cu prea plăcut, ziua va fi nefericită. Pentru că divinul nu are loc unde să vină. Noi în viață trebuie un singur lucru să urmărim. Să fie el cu noi și ne va ocroti orice s-ar întâmpla. Cu adevărat această înfrângere a binelui propriu ne dă viață, sănătate, miracol, fericire. Este o jertfă, un sacrificiu. După mii de jertfe de sine, Dumnezeu a venit și i-a zis, iată-mă, lui Solomon, nu spre mai mult bine pentru ego, pentru diavol, ci spre mai puțin bine pentru diavol este Dumnezeu. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o va urgisi. Noi, de fapt, nu îl simțim în noi, pentru că nu suntem înfrânți cu inima. Și atunci el nu are unde să vină. Fugim de greu, de neplăcere. Aceasta este înțelegerea divină. Prezența lui în noi este cea mai mare comare. Să te ridici atunci când îți este lumea mai dragă. Veneam de sus de la prag și nu am zis, dăm, Doamne, fericiri, am zis, dăm, Doamne, greutăți. Și invers, când îți este lumea mai dragă și îți este bine, îți va fi rău. Să te ferești. Să te ferești de asta. Și puteam să zic, dă-mi orice, bogăție, dar nu, am zis, greutăți. Ele sunt cea mai mare bogăție pentru noi, pentru că prezența lui Dumnezeu îți dă totul. Și dacă nu ai greutăți, le cauți tu. Eu sunt sigur că atunci când ne păstrăm în puțin, nu ne ia mintea. Puținul este prezența lui. Iubirea de argint face omul nesimțit, arogant, își pierde integritatea, pierde însușirile divine. Iubirea de argint le face viața amară. De aceea cei care iubesc arginții nu iubesc pe Dumnezeu. Să fim siguri de asta. Iubirea de arginți vine din împărțirea în bine și rău, care ne ia din dumnezeire. Împărțirea întărește eul. Dacă doar alăturăm părerile diferite și nu ținem cu niciuna, se întărește sufletul și trăim în suflet. Omul care tot strânge, mai mult decât îi trebuie, are văl pe față. Și Dumnezeu nu va fi cu el și nu poate să fie inspirat și va greși cu siguranță. Îl duce în greșeală și în suferință. Ce înseamnă să trăiești în suflet? Să trăiești fără voie proprie, dus așa de vânt. Dar cel care pune materia mai sus este întotdeauna nefericit, pentru că el cheamă forțele cerului să-l desprindă și se luptă întotdeauna cu Dumnezeu. Din cauza asta îi merge rău în viață. Desprinderea de materie este vitală pentru supraviețuire. La știri s-a spus că a fugit un general. Și de fapt ce s-a întâmplat? A strâns foarte mulți bani și a trebuit să vină necazul, cu necesitate. Banii i-au pus văl și necazul a venit automat. Oricine poate să pățească la fel. Nu a vrut să fie sărac, a vrut să fie bogat. Și a spus că fericirea înseamnă să ai mai mult. Și nu a putut să se mai oprească. Și a trebuit să vină Dumnezeu să-l oprească cu forța. Neapărat. Să înțelegem că nu scapă nimeni. De obicei, partea feminină, mama, bunica, transmit programele pentru că sunt puternice. Dar și bărbatul poate să transmite programe dacă este o personalitate accentuată. Mama se mai ocupă și cu educația, petrece timp mult cu copiii. Noi luăm din afară ceea ce suntem noi, ceea ce ne arată programele noastre, ceea ce se potrivește programelor din noi. Preinstalată. Nu că suntem noi așa, ci că așa sunt programele din noi, primite de la alții. Gândim prin intermediul acestor programe. Suntem ceea ce ne spun să fim programele de la alții. Nu facem altceva, trebuie să înțelegem asta, decât executăm programele care ne vin de la alții. Ce ne pun programele lor? Să facem, aia vom face. Noi pedepsim omul, dar, de fapt, programele care le conține sunt cele care îl pun să facă ceva. Jertfa de sine înseamnă să-L alegi pe Dumnezeu în toate. Acest lucru înseamnă jertfă. Te înfrângi pe tine ca să-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este numai în puțin. Deci când nu vrei mai mult, îl vrei pe El. Dacă ești înfrânt cu inima, Dumnezeu va lucra prin tine. Uneori se va dărui prin tine, alteori va respinge prin tine. Depinde de lecția care trebuie să o dea celui din fața noastră, dacă suntem înfrânți cu inima. Dacă nu suntem înfrânți cu inima, vom acționa din ego, iar ego pe ego se urăsc, se luptă, nu se acceptă. Acolo nu poate să fie dăruire sau dacă este, este forțare și nu e dăruire. Deci din ego nu există dăruire. Este o forțare care nu poate fi numită dăruire. Numai când ești înfrânt cu inima, adică în suflet, atunci Dumnezeu acționează prin tine și poate să dăruiască, dar numai celui care merită, pentru că vrea să-l ajute. Pe cel care nu merită, nu vrea să-l ajute și nu va dărui, îi se va opune, îl va respinge și nu-l ajută. Dacă cineva este orgolios, Dumnezeu din omul înfrânt nu-l ajută, îi se opune și îl respinge. Egoul are doar interese, el nu are afecțiune, nu simte nimic. Nu poate să iubească. Numai sufletul iubește, iar sufletul este întotdeauna înfrânt. Nu vrea nimic mai mult pentru sine. Prin omul înfrânt cu inima acționează Dumnezeu. Uneori ajută pe cei care merită, de cele mai multe ori nu ajută pe cei care nu merită și îi respinge. Nu simte să-i ajute. Omul cu un ego puternic este viclean, este lingușitor. Nu te poți baza pe el și te lovește pe la spate. Te poate ridica împotriva ta oricând. Este vorba de omul idolatru care are idoli, care pune materia pe primul plan, care pune precepte religioase, filozofice, virtuți, idealuri și reguli mai presus decât Dumnezeu, care este viața așa cum este, cu plus și cu minus, cu bine și cu rău. Exact ceea ce se întâmplă este Dumnezeu. Nu este nimic de respins, este totul de acceptat. Noi am vorbit aici în Scoala Iubirii mult despre detașarea de bine, adică să căutăm mai puțin binele întotdeauna. Și am observat, am văzut că sunt oameni călugări care s-au dus în pustie și s-au retras din lume, încercând să intre în legătură cu Dumnezeu prin înfrângere de sine. Dar unii dintre ei, majoritatea, au ajuns să fie radicali și au căpătat ură și răutate. Deci au pus pe primul plan înfrângerea de sine și au făcut-o idol și au respins pe cel care nu este conform așteptărilor lor și l-au urât și l-au pierdut pe Dumnezeu mergând în pustie și nu au putut să-l vadă peste tot. Au fost unii care au renunțat la lume, dar într-un mod radical, și Dumnezeu nu acceptă extremismul. El a zis, mergeți și înmulțiți-vă, dar nimeni nu este de vină, este Dumnezeu care joacă acest rol, pentru că omul acela îi trebuie acest lucru. Îi trebuie și ura, îi trebuie suferința, tot ce a experimentat îi trebuie. Cred că este vorba doar despre îngăduința tot ceea ce există. Să lăsăm pe toți oamenii să-și ducă mai departe destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. Să acceptăm orice experiență ca fiind experiența lui, de înfrânat sau de desfrânat. Atunci nu o să mai putem spune că e ceva rău, că a te înfrâna exagerat este rău, că așa ajungi să urăști. Este experiența lui, îi trebuie. Este exact ceea ce îi trebuie pentru viața pe care el o trăiește. Noi ne raportăm mereu la niște idealuri care ne-au fost puse în scripturi, și nu am înțeles că idealul acela nu ne-a dat voie să înțelegem că el este în toate situațiile, că nu există ceva mai bun decât altceva sau ceva mai rău decât altceva, pentru că el doar este. Adică el experimentează în fiecare om anumite proiecte de viață și trebuie neapărat să-i ducă în cine știe ce confruntări și necazuri și suferințe ca să ajungă să se înțelepțească și să ajungă în final la iubire. Nu este nimic rău în nimic, în niciuna dintre direcțiile pe care viața le ia, pe care Dumnezeu le ia prin oameni. Uite ce simplu apare judecata. De exemplu, el le-a spus, mergeți în lume și înmulțiți-vă. Iar dacă călugării s-au dus în pustiu, noi zicem că nu este bine, s-au înfrânat în mod exagerat și au ajuns să îl urască și să-l respingă pe cel care este desfrânat, neînțelegând că și în desfrânat acela este tot Dumnezeu care duce un destin mai departe în iubire. Ce avem noi cu el? Și uităm că Dumnezeu este cel ce este, deci este și înfrânat și desfrânat. Asta înseamnă cel ce este. Trebuie înlăturată împărțirea că nu există și să acceptăm toate formele de existență, pentru că este El acolo care joacă toate rolurile și ia toate măștile și nu poate fi respins nimic, nu poate fi nimic numit rău. De fapt, nici lăsarea de sine nu poate fi absurdizată. Sau dacă este absurdizată acum, e bine, pentru că noi trăim prea mult în delăsare de sine, în nelăsare de sine. Atunci, lăsarea de sine este importantă, dar cel care pune lăsarea de sine pe primul plan și devine prea dramatic și de rigid, atunci exagerarea este importantă. Cine va arunca în exagerare, în delăsare, nu ne va lăsa niciodată să stăm strânși pe o parte, să absurdizăm o parte. El vine și prin acceptare și prin neacceptare și nu este nimic rău. Când absurdizăm înfrângerea de sine, desfrânarea este importantă. Când prea mult stăm în desfrânare, înfrânarea este necesară. Deci mereu opusul este necesar. Tot ceea ce se întâmplă, înfrânare și desfrânare, exagerare și neexagerare, este starea lui și nu este nimic de respins. Lucrurile acestea au mai fost spuse, dar mai trebuie spuse, până le vom înțelege și noi. Ar trebui să dedicăm munca și efortul nostru lui Dumnezeu. Tot ce facem noi să-L dedicăm Lui și să spunem: pentru Tine, Doamne, toate. Când ne dăm seama că El este în toate situațiile de viață, atunci nu mai te poți supăra pe nimeni că nu mai ai pe cine. Și nu mai poți să fii nemulțumit de ceva, nu mai poți să comentezi sau să critici. Și dacă este război, este pentru că noi am absolutizat pacea, liniștea, binele nostru, bunăstarea, belșugul, stabilitatea, siguranța, toate astea le-am fixat și cu cât le-am fixat mai puternic, cu atât mai repede vor fi distruse în orice mod posibil și prin război. Deci Dumnezeu se exprimă și prin război, dar din cauza noastră că am absolutizat binele, ni-l distruge. Cel mai periculos lucru în lume este să absolutizezi un bine, idealuri, principii, reguli și virtuți. În modul acesta, prin absurdizare, ne facem viața nenorocită. Dar când înțelegem că El este în toate rolurile și ia toate măștile și înțelegerea asta nu poate să fie obținută decât prin înfrângere de sine, întâi ne înfrângem pe noi, se ridică vol, în spațiu gol vine divinul și atunci vine înțelegerea la noi și îngăduința. Și atunci dispare frica, nemulțumirea, îngrijorarea, pentru că ne dăm seama că totul este El. Și pacea și războiul este tot El. Dumnezeu este cum este copilul, creează și distruge. Face un castel de nisip, după care îl distruge și face un altul. Mereu creează și distruge. Când pentru noi castelul de nisip devine prețios, va veni altcineva și îl va distruge. Să fim siguri de asta. Oamenii iubesc distracția, ritualul, căsătoriile și investesc banii și energia lor, a sufletului lor, că ei pierd suflet acolo, în această distracție. Dar unde este petrecere, nu este Dumnezeu. O idee. Oamenii ne iubesc pentru că nu îi deranjăm și îi lăsăm în pace să facă ce vor. Și nu ne iubesc dacă avem pretenții de la ei sau așteptări sau cerințe de la ei. Numai cei care pun materia pe primul plan și fericirile acestei lumi mai presus decât toate vor fi afectați de război sau de pierderi și va cuprinde frica și vor lupta să-și apere viața. Dar cei care nu au mai nimic vor fi nepăsători, pentru că nu au ce să piardă. Nu au frică și nu se îngrijorează de nimic. Prin război sau o pierdere, necazuri, nefericire, suferințe, Dumnezeu distruge idolii, demonii, tot ce am pus noi pe primul plan. Bunăstarea, belșugul, comoditățile, stabilitatea, siguranța vieții și bunurile simbolice, virtuți, idealuri, principii și reguli și binele propriu. Le distruge de nu ne vedem. Tot ce am pus mai presus decât El va pieri. Tot ceea ce se întâmplă este manifestarea Lui și nu putem să-L criticăm pentru asta. El doar echilibrează și duce totul în iubire, în ocean, topește totul în mare, în starea de zero. în acceptare totală. Acolo este el. Dar în sine, în lumea duală, el este și pace și război, și liniște și luptă. El vrea să fie polarizat pentru că are un destin de dus printr-un om. Nu poți să-l critici că de ce duce destinul respectiv în direcția aceea. Trebuie să îl ducă spre înțelepțire prin conflicte pe omul acela, ca până la urmă să ajungă să îl vadă pe Dumnezeu peste tot și să iubească. Nu putem opri drumul spre lumină al oamenilor. Nu putem. Toate necazurile, neplăcerile, durerile, suferințele, pierderile, nefericirile, traumele, dramele, toate sunt el și vin din faptul că noi am absolutizat binele, siguranța vieții, stabilitatea, comoditățile, belșugul, bunăstarea și savoarea. Virtuțile, idealurile, principiile, regulile, toate acestea, când le-am făcut idol, a și pornit mecanismul de autodistrugere. Și nu scapă nimeni. De aceea în viață nu trebuie să cauți mai multă viață, ci mai puțină viață. Așa cum s-a spus în Noul Testament. Cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Ce înseamnă a o lăsa? Să nu o vrei. Să nu vrei niciodată mai mult bine pentru tine. Să vrei mai puțin bine pentru tine înseamnă să-L vrei pe Dumnezeu. Total pe dos decât face toată lumea. Exact cum a spus Îngerul, uite-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție total opusă scopului pentru care au fost ei trimiși pe pământ. Scopul nu este a aduna, ci a nu aduna. A aduna înseamnă iadul întâi și iadul doi. Ne-ai greșit, nu scapă nimeni. A aduna înseamnă mai mult bine pentru tine, un ego mai puternic, un diavol mai puternic și diavolul ce face? Diavolul se duce la locul lui, în iadul întâi și doi. Deci cel mai periculos lucru în lume este să-ți vrei mai mult binele. Cauți să ai o casă mai mare, o mașină mai frumoasă, mai bun, mai mulți bani. Acesta este cel mai rău lucru pe lume. Să te ferești de mai mult bine pentru tine, să fugi de el. Să nu-l vrei, să nu-l cauți, să nu te intereseze, să nu-ți pese, să fii indiferent, să-l cedezi ușor și mai este cu dreptatea să dai dreptate întotdeauna celorlalți, ceilalți au dreptate, tu n-ai dreptate niciodată, să fii de acord cu toate părerile, să te lași folosit. Ego-ul nu va putea să facă lucrul acesta, va lupta. Din cauza asta trebuie înfrângere de sine. Înfrângerea de sine îl aduce pe Dumnezeu cu noi, după care mai departe El va acționa prin noi. Pe cel care trăiește ca suflet îl va sprijini prin noi, iar cel care are orgoliu și ego îl va pedepsi și lovi prin noi. Dumnezeu este și corector. Toate sunt El. Atât trebuie să înțelegem și asta este toată învățătura. Și nu este nevoie să îl obligăm pe El să facă ce vrem noi pentru că ni se va împotrivi. Toată învățătura Școlii Iubirii se traduce în cuvintele să lăsăm în pace pe Dumnezeu. Să ia ce direcție vrea El, să și greșească dacă vrea, pentru că oricum trebuie să treacă prin conflictele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru el ca să-l ducă în iubire. Și nu poate fi schimbat nimic la soarta pe care el a pregătit-o pentru toată lumea, nici pentru noi. Nu ne putem supăra pe el, pe nimic, nu ne putem învinovăți sau învinovăți pe ceilalți. El deja a pregătit toate lucrurile care se întâmplă de mult ca să ajungem la o anumită înțelegere, înțelepciune sau iubire. E treaba lui, e viața lui, e corpul lui, e lumea lui. Nu se poate schimba nimic. Doar să privim. El și spune, judecata să mi-o lăsați mie. Nu e nevoie să faceți voi dreptate. Singurul lucru necesar este să îi dăm voie să-și vadă de viața lui. Și atât. Din cauza asta nu există niciun fel de îngrijorare. Este o întrebare. Se poate să nu fii lovit din față și dezamăgit. Poți să faci ceva ca să nu te întâmple aceste lucruri? Da. Soluția este să te înfrângi pe tine tot timpul și când ești jos de tot, atunci Dumnezeu este cu tine și nu are nevoie să te lovească în niciun mod. Nu vei avea văl pe față și nu vei putea să greșești. Deci să ne verificăm tot timpul, să fim înfrânți cu inima, să ne înfrângem binele și atunci nu vom greși niciodată.